Am să încerc să nu mă țin foarte mult despre ce subiect să vă vorbesc astăzi. Și anume, despre, așa cum a anunțat domnul Stelian Comboș, implicarea bisericii, mi-am intitulat discursul, am venit să vă vorbesc despre încercările de unire națională și implicarea bisericii sau rolul bisericii în acesta. Pentru că noi, în anul acesta, prăjurim în mod special unitatea de credință și unitatea de real. E foarte important de sugerat aici. Este de credință mai întâi și apoi de real. Și vom vedea că unitatea de real vine în unități de credință. Pentru că dacă rămânem problema cum se articulează, ce conturează, ce dă unitate unui neam minim, în primul rând, fiind că avem un neam cu credință. Chiar dacă o să spuneți acum, dar sunt popoare care au credințe diferite, până astea sunt artificial istorii, sunt prefaceri de sute de ani. Însă, ce este important, ce este interesant, chiar azi citeam o carte a foarte cunoscutului istoric Lucia Mureș, se numește În jurul marii unii de la 1918. Mă rog, lucruri foarte interesante, dar cu care nu pot fi de acord, nu pot fi de acord cu tot ceea ce spune acolo. E un istoric foarte interesant, dar are o filmine, dar sunt anumite chestii care sunt foarte atacabile sau sunt la nivel de eseu, de pură opinie personală, fără să fie argumentată de totdeauna. Ba, în să mergem până la să spunem, Moldova nu și-a dorit iubirea, ba, niște în Simfania și chiar a fost o carte cu 2 ani, nu mai niște în Simfania și mai se poate din autorit așa ceva. Ba, părinte în Simfania și sunt dovezi foarte multe și-a dorit Biserica Ortodoxă și-a dorit și Biserica Greco-Catolică Unirea, cu toată forța autoritului ăsta. Ceea ce va face să vedem în 1918 discursurile înflăcărătoare ale lui Miron Cristea, arhiepiscopul Atanasevicului, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dar și un lucru fost celebrul personaj al lui Greco-Catolice, al Bisericii Greco-Catolice, un discurs extrem de înflăcărătoare, care aveau vremea această rațiune și acest gând și sentiment foarte curat al dorinței de unire a grupurilor de pregătire. Ori, aici putem de fapt, pentru că vă spuneam că am dorință, vă pun în față, unii dintre noastre poate cunoașteți, înțeleg că sunteți aici și profesori, sunteți și mine, eu o să încerc să povestesc de așa manieră, încât să fie digerabilă informația pe care vă voi da astăzi și pentru copiii pe care îi avem aici. De ce? Este, se pune întrebarea, de ce trebuie să articulăm, de ce să accentuăm de atâtea ori faptele istorice pe care noi am trecut. Au fost unele importante, altele mai puțin importante, dar de ce este necesar? Biserica lucrează întotdeauna cu memoria. Noi tocmai am trecut de sâmbătă la morților. Ce înseamnă asta? Memoria față de cei adormiți. Deci biserica își aduce aminte întotdeauna de sfinții, de personajele importante, de oameni care au avut un anume rol în istoria ei. Nu uită pe nimeni. Apa absolut nume. Ori istoria este un aparaj în biserici. Întotdeauna de aceea ne-am vrut să vorbesc despre încercările de unire și despre rolul bisericii în acestea, pentru că biserica nu a lipsit niciodată din ceea ce înseamnă aceste evenimente istorice. De ce încercări de unire? Pentru că vorbim anul ăsta de făcută de unirea cea mare de la 1918. Trebuie să vă spun un lucru. Este foarte elaborat această unire de la 1918. Nu cred că poate fi doar o părere personală, ci o voi justifica acum prin anumite gesturi istorice documentate, adică unirea cea mare vine după un preambul, după o pregătire foarte minuțioasă, foarte minuțioasă. Și o să mă redau de pildă, o să încep la vareta, o scrisoare unui maghiar în 1911, ca să vedeți cât de mult se tituise unirea. N-a fost un produs, spune domnul Voia, a fost un produs și un noroc, un noroc, dar au fost oameni care au știut să-și facă norocul ăsta. Asta nici e problemă. Și azi am putea să am noroc, dar avem oameni care au să ori, ce spune, o să vedem despre că trei minute, dacă nu o să o folosesc, încerc să fiu foarte expeditiv, doar să vă conturez ce însemna ideea de nație. Și să o vedem, pentru că se spune că la mine ai ideea și de plică când au unit cele trei principate, n-a fost conștiință națională. Da, n-a primat conștiința națională, dar a existat conștiință națională. Și o spun scrisul în București, cronici în București, la
dar exista conștiința, nu știu, dar era de Mihai de la Ural, după șerile și se instituise puterea valată la Valba Iulia, un cronicar care îl lupta pe Mihai Viteazu ca posibilul principe care ar putea ocupa Constantinopolul, îl lupta foarte mult. De ce spunea acolo că nația românească îl așteptase? Pentru că știau că a venit unul de aibă. Asta e conștiința națională, că să știi că zile de peste mulți nu, dar nu erau străini. Deci e conștiință națională, nu putem să o legă. Dar Mihai Viteazu adevărat avea calcule politice. El știa că acolo sunt nație românească și Transilvania și Moldova. Dar avea numite calcule politice. Și ca să vedeți cum s-a pregătit această conștiință națională. Iată deci, în 1911, ce scrie la 4 septembrie un scriitor și arhitect care vrea de origine bănățeană, Cășcara, se numește, din Timișoara, un articol foarte interesant la vremea respectivă, se spune aici, extrem de prost primit de către elita maghiară în momentul și hai să vedem de ce. Zice el acolo, mult stimate domnule redate, în 1911, dacă aș fi fost preot maghiar în Transilvania, atunci eu aș fi ales contextul predicii mele de duminica trecută, dintre psalmul lui Dar. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulți care se spală împotriva mea, la psalmul 3:2. Pentru că eu am văzut adunarea asta și aș vrea să vă povestesc poporului meu maghiar despre zilele de la Blaj. Am văzut această bătălie și știu că ea a fost victoria românilor în terenul asupra noastră. La momentul în care se pregăteau așa ceva, înainte de 1911, se pregătea acest fapt. Deci nu e o întâmplare și nu s-a întâmplat bătând în degete, gata, a fost un noroc să termina războiul și a fost facil pentru noi, nu s-a terminat, adică ne-a proiect condițiile pentru a venit, nu ne-a fost să se pregătim. Zice, am văzut această bătălie și știu că ea a fost victoria românilor în terenul asupra noastră. Aș vorbi poporului meu despre dușmanii noștri, dar nu mi-aș supui și nu aș subaprecia munca lor, pentru că am văzut la plaja Dumnezeu 6.000 de domni și doamne din Afriana dumneavoastră la urmată cu preați, învățători, moșieri, avocați și deputați, predicatori și dascări săraci, meșteșugari, negustori și oameni de rând, o întreagă societate. Toți acești oameni diferiți s-au adunat acolo, duși de entuziasm din propria lor voință, nu pentru a avea, nu pentru a face chef, ci pentru a se exalta și pentru a învăța, pentru a-și asculta conducătorii. Pentru că, preavând spusele acestora în inimile lor, să se poată întoarce la cei rămași acasă, ducând ei nou elan și noi gânduri naționale pentru următorii 10 ani. Doamne, ăștia făceau proiecte pe 10 ani. Nu e așa cum o schimbăm noi legile acum, într-o noapte. Noi, ungurii, nu putem să le urmăm pe exemplu. Noi, ardelenii, suntem deja opoziția la Opinia Publică din Ungaria, nu se interesează de soarta națiunii maghiare, ceea ce interesează pe ei, dacă ziare care trăiesc în defăimare, pot sau nu mușca liber de roiul sulecii la simțării libertății presii. În fine, închei aici. Și-aș mai putea continua totuși cu ce zice el. Am văzut acolo ce cu armată națională. Aceasta adunare nu mai e coarda lui Iancu sau lui Maxen de Sever. Aceasta nu e coarda ca coase și cu dânuri de lemn. Și nu se vor mai ignora între asemănări ieri. Aceștia au ajuns o națiune care s-a armat cu munca conștigioasă, bani și cultură. Aceasta este acolo la învățătură. Iată ce spune un învățat la vremea respectivă maghiar, de scrisoare mult mai bună, dar a vrut să evidențez acest aspect al faptului că ideea de națiune era foarte prezentă până și în rândul acelor care nu au fost foarte prieteni. Deci erau foarte conștienți că acolo era românism din toate timpurile. Chiar dacă istoria, să spunem, austro-ungară încerca să se lege contra evidențelor de foarte multe ori, când au venit ei în 1906 sau 1906, Panonită și dincolo de tine, Tisa, spațiul gol pentru că românii plecasele de multă vreme și au găsit țara goală acolo. Eu avea rații istorică, evident, care au fost contrazise de documente, care se învață și în școala generală astăzi, la orele de istoria României. Documente foarte importante care dovedesc și atestează prezența românească continuă în spațiul Transilvania de cel puțin 2000 de ani și nu mai discutăm această chestiune. Deci aceasta făcea ca ideea aceasta și vedeți că și Mihai Viteazu se evidențiază. Acum vine Nicolae Bălcescu
și pentru a articula o ideologie pentru 1804-1848, ideologia pașonistă, ce se mai este un moment, este, chiar dacă nu iau ordine, o să înțelegeți de ce le iau așa pe sărire, pentru că ele se vor lega la sfârșit una de celelalte, de cealaltă. 1848 venea și ea ca încercare de unire. Nu s-a putut de ce la capăt, pentru că erau condițiile istorice care nu permiteau acestei ei. Istoria Republicii Suminai fotografitează, era cea mai importantă conturare ideologică în lumea respectivă, societatea respectivă, ca să înțeleagă cum de atunci de pentru unire, e bine să ne întoarcem să apelăm la memorie, ce spunea Biserica Bucurească cu memoria și pentru că oamenii ăștia erau foarte atașați de biserică la urmă oameni. Nu se poate nega oamenilor la vremea respectivă într-o societate chiar care ieșise din fanariotism, dar nu se poate nega așa de cu față de biserică. Secularismul a mers să apară mult mai târziu. Secolul XIX este adevărat, dar 1848, dar ei sunt conștienți că fără biserică nu se poate face mare lucru. Și o să-i vedem angajați pe oamenii bisericii, nu întâmplători, la ședințele de divan ad hoc și mai apoi mai târziu, dar divanele ad hoc din vremea lui Cuza, înaintea, puțin de alegerea lui Cuza și la 1859 și când s-a înfăptuit această alegere cu numirea unui singur domn, cine erau președințile de divane ad hoc, adică ceea ce a numit astăzi Senat, da? Sau Parlamentul României, erau mitropoliții țării. Și nu e întâmplător acest lucru. Adică mitropoliții aveau atâta rigoare și aveau atâta respect din partea societății, indiferent din cine erau în societatea, încât au trebuit să țină cont de aceste dorințe populare, de a pune acolo oameni ai biserice, pentru că cei mai mai reprezentativi oameni ai biserice la vremea respectivă. Dar ca să ne întâlnim deci, o dată la conștiință națională, ziceam că vom detalia puțin, ideea de conștiință națională și încercări de unire. O primă încercare de unire ar putea să constituie aceasta a lui Mihai Viteazu. Da? Spuneam că este o unire desigură, de cui era desigură, nu putea să fie desăvârșită, pentru că nu permiteau puterile din jurul nostru, eram înconjurați la vremea respectivă, deci de putere habsburgice în vest, în centrul Europei, la nord era legatul Polon, foarte mare legat și puterile era Polon, și turcii care nu stăteau cu mâna în sân, erau la vremea respectivă, chiar dacă după secolul XVI, după Soliman Magnificul, puterea turcească înceapă să decadă, a început să decadă, însă nu era cazul acum, 1601, anii la care ne referim noi, nu era încă cazul, turcii erau foarte puternici, erau foarte stăpâni, chiar și puteam în Bucoveanu, nimeni nu putea, chiar dacă mai târziu aveam să auzim expresia despre turci, ca despre marele bolnav ale Europei, chiar și în aceste condiții, cu turcii nu se putea pune nimeni. Deci trebuia Mihai Viteazu să facă un joc diplomatic care a fost asta se vede la academiile militare, trebuie să vă spun. Dacă se predau strategii militare, se vedea aștepta ce mai și Mihai Viteazu. Acest personaj teribil, Mihai Viteazu, mic și de dușman Viteazu, bineînțeles, apare cronici sub acest nume de Viteazu, cronicile noastre, cronica Cantacuzilor, numele de Viteazu, dar și dușmanilor lui asemenea, pentru că se știa că este un om de competență rar întâlnită, rar în diplomații, și a reușit să țină imperiile în șah, pe care se întâmplă, pentru că el imediat după ce s-a instalat în 1593, în 94 a întrerupt relația cu Istanbul. Un gest, un curaj de bun, am putea să spunem astăzi. Dar pașii lui erau foarte calculați. Se întâmplă marea unire cum anul. Și într-adevăr, vorbeam de calcul politic. Da? Mihai Viteazu a fost un calcul politic, dar susținut de conștiința națională. De ce am? La curtea lui Mihai Viteazu, pe lângă mitropolitul care era dintre personajele cheie în administrația domnească, în divanul domnesc, el deținea locul de frunte din divanul domnesc întotdeauna, dar la curtea domnilor români s-au ajuiat întotdeauna și alte personaje venite din Orient și alte mitropoliți care nu mai aveau eparhii din zona Asiei Mici sau chiar din Bulgaria și vezi cum vom găsi aici, de pildă vom găsi la ea și în momentul în care la 2 iunie se proclamă unirea Moldovei cu restul, cu celelalte două municipate, cine făcea parte din această adunare care proclamă unirea? Păi, adunarea aceasta era o simă formată din ierarhii care erau veniți din lumea orientală.
să găsim foarte prezent și ca personaj diplomatic pe un ierarh care se numea Ion Cantacuzino, deci unul din familia Cantacuzino, de vremele acestea cunoașteți această cunoștință, mai ales celor tineri, mă adresez acum. E foarte prezent în istoria românească, o istorie de cel puțin 1000 de ani, această familie Cantacuzino. Îți repet, deja sunt oameni în viață care se referă ca fiind făcând parte din această familie Cantacuzino, ramuri împrăștiate în toată lumea astăzi. O familie veche, imperială, bizantină, care iată, a dat loate și la amința. Acest personaj era un proprietar de Târnovo, la vremea respectivă Târnovo, fusese capitala Bulgariei, căzuse Târnovo, căzuse, o s-au zis la oameni de istorie, în 1393, căzuse sub turci, se desfințase patriarhia de acolo. Dar totuși, la Constantinopol, erau puniți ierarhi, în continuare, păstând această memorie a locurilor care fusese ortodoxe. Și au rămas ortodoxe, în care e ortodoxă și azi. Dar se păstrea această memorie și se păstrează. Deci este locul 2 în ierarhia Constantinopolitană, sinonim de numerii. Locul 2, foarte multă vreme a fost păstrat ca locul 2 în această funcție de mitropolit de Cezarea Capadocii, unde fusese cine episcop în secolul 4, Sfântul Vasile cel Mare. Deci, pentru că este o mare cinste să avem o titulatura patriarhului nostru cu astfel de, de titlu. E bine, așa se numește așa atunci. Episcop mitropolit de Târnovo, deși Târnovo nu mai exista ca entitate ecleziastică, era acest Dionisie Ralis, un Cantacuzin. El vine la Curtea de Curtea Viteazu, a tras probabil și de faptul că însuși Curtea Viteazu părea a fi un Cantacuzin. El ajunge al putere la putere în 1593, prin manevrele politice, așa era, la vremea respectivă trebuia să te bași pe supierea sultanului și trebuia să-și plătești lucrurile puși de aur ca să câștige această prevedere, să le poată pune dobleță pe pronunțele românești. Cantacuzino reușește prin manevrele lui Andronic Cantacuzino, care era un foarte mare finanțist, am putea să spunem noi astăzi, într-un termen modern, inginer financiar. Se pricepea foarte bine la afaceri inginerii financiare și făcea bani în favoarea sultanului, că totdeauna acest om care avea un foarte, foarte puternic cuvânt la Constantinopol, la Istanbul, a reușit să devine pe sultan, să devine pe sultan, numirea acestui Mihai Viteazu. Dacă Mihai Viteazu știți că după ce au venit creditorii să ceară bani, pentru că se creditase la, făcuse credit la Constantinopol, i-a chemat la Mărnuriște, le-a dat să mănânce și să bea și le-a dat foc după aia. Ceea ce a cutremurat până și Istanbul, dar a dat un semnal în felul acesta că țara nu se supune așa oricum și oricum. Nu trebuie în felul următor ca să realizeze, pentru că trebuia făcută, realizată o conflictă mai mulți pași. Deci în 1593, întreruperea relațiile cu turcii, lucru foarte periculos. Turcii încep să se pregătească asidu, să invadeze țara românească. Pentru asta îi trebuiau, să negocieze puterile care erau creștine, adică cu partea Habsburgică, cu centrul la Praga, împăratul de acolo, cu Ardealul, care avea deja un principe de sigilul Batorii, un principe foarte, foarte anumitos, foarte șerpuitor și foarte instabil politic. A avut vreo 5 domnii, pentru că Barența, Barența la putere, Barența avea de la putere, era foarte instabil politic. De acestuia n-a avut totul a trebuit să se supună și ar fi acumulatat. Nu la Torina, nu trebuia să fie așadar comisia trimisă de Mihai Viteazu la Alba Iulia să fie tratată cu sigismul următorii. Această comisie n-a respectat de tot ordinele lui Mihai Viteazu și până la urmă a închinat țara. Deci țara românească a fost închinat Ardealul. Un lucru care l-a derajat foarte mult, dar avea să o plătească mai târziu această liniță. Drept pentru care asta se întâmpla în 1395 în fruntea acestei comisii trimise acolo, era chiar mitropolitul țării, fie ce vă spuneam, mitropolitul totdeauna nu era doar capul din oameni, era și șeful diplomației acolo, pentru că mitropoliții erau cei cu cei mai cultivați, oameni care cunoșteau din străine, editau cărți, erau cei mai cultivați, oameni cei mai mari reculare în timpului lor. Ori nu puteai trimite chiar pe oricine, deci trebuia să fie un pregătit care să facă diplomație.
dar mitropolitul reușește totuși în compensație să obțină tratat cea anume independența bisericii românești. Și anume că ce? Că mitropolitul de-a vrea să fie în continuare urs la București sau la Bucovești, în caz. Urma, pentru că București avea să fie mai târziu de să devină capitală, chiar dacă București în 1600, care de fapt și făcuse deja sedia la București, să uităm că biserica din Aivodă e făcută în Dumnezeu, nu la București, e făcută la București. De ce? Ce se întâmplă? Că București avea să fie un centru important în continuare. Deci București ajunge mai târziu la mitropolie, dar el funcționa ca centru administrativ încă de foarte multă vreme. De aceea se pendula și în Dumnezeu, nu aici e problemă. Dar după ce se întâmplă toate aceste lucruri, deci își asigură un spate oarecare, în 1599, în octombrie, Mihai Viteazul reușește să ocupe Transilvania, pentru că spunea că a plătit-o cu vârf și îndesat deci de sigiliul Batorii, dar pe vremea respectivă era vărul lui Andrei Batorii, un cardinal catolic, preluase puterea pentru că sigiliul renunțase la putere, că spusese deja, că era foarte fluctuant opiniile sale, atitudinile sale politice și când Sfântul nu poate face față, se reflecea. Dar la momentul acela, la 1599, după victoria de la Schellingberg, Mihai Viteazul intră în Transilvania, deci calculul a fost de următoarea natură. Vă relatasem că lângă el avea să trăiască acest personaj pe Miseramis, Campacuzino. Ce face pe Miseramis? Ca să alimenteze toată această acțiune politică a lui Mihai Viteazul. Păi el se duce tot așa ca om foarte cărturar ce s-a aflat și foarte de încredere, se pare chiar duhovnic pentru Mihai Viteazul. Este trimis de un mare mentor, este trimis în zonele balcanice a greci și sării albanezi bulgari. Acolo, fierbea revoluția, fierbea acest spirit foarte revoluționar și sării s-ar fi dorit de liberați, să nu uităm că suntem într-o epocă în care turcii erau stăpâni în toți Balcanii, singurele țări, cu autonomie, chiar dacă relativă, erau țări pe rolul. Atât. În rest, nu exista nimic altceva, toate erau sub-altă turcească. Deveniseră coloniul turcești de-a trebuit cu moschei, făcute acolo cu minarete, cu tot ce trebuie. Acum, dacă străbate și Macedonia și Serbia și Bulgaria, găsiți acele mici moschei făcute de turci tot vremuri, pentru că asta era regula islamului, acolo unde ocupă, să-și construiască aceste moschei. În țările române, tratatele create cu țările române prevedeau ținerea departe a acestui tip de politică a turcilor față de țările române. De aceea nu există moschei la noi. Nu au fost în domnii, au avut această grijă teribilă. Noi facem o mare încălcare a memoriei lor, atunci când și măcar omenim că vrem să facem moschei la București. Deci, telefonim și memoria lui Mihai Viteazul și a lui Dumnezeu și a la drept pentru care, deci, Ioni Serat se duce și e, are o corespondență secretă cu capii a ceea ce putea să, se constituie într-o revoltă, într-o mișcare de răscoală în Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, toate popoare ocupate. Și vine cu promisiunea și cu scrisori la Mihai Viteazul, scrisorile acestor capii, posibil capii de răscoală din aceste, toate aceste țări, în care îi promit că dacă Mihai Viteazul va cuceri Sardica, adică Sofia de astăzi, Sofia capitala Bulgariei, spunea următorul lucru: noi ne vom alătura acestei oști mari și avem foarte multe lume. Vă imaginați că toate popoarele astea se doreau dezlobite, aveau și potențial uman, puteau să se alăture, dar le trebuia să fie, le trebuia conducătorul, nu-l aveau. Dacă va ajunge la Sofia, ei se vor pune sub sabia lui și vor merge mai departe până la Constantinopol. Deci era visul balcanilor să dezvoltească, să scoată de sub turci lumea balcanică. Lui Mihai Viteazul, ca om politic ce s-a aflat de mare calitate, nu a putut să nu-i surâdă acest lucru. N-a putut să nu-i surâdă cea anume ideea înlăturării turcilor din toți Balcanii și refacerii împărăției care fusese avizată pe Ardelan. Mai mult îi gândaseră cu toți acești cap că l-ar vedea, ce sunt și niște palate grecești pe tema asta. Trebuie să vă spun, un poet Stavrinos, în epoca care scrie palate admirative la adresa, vă mulțumesc, scrie niște palate, niște poezii foarte interesante la adresa lui Mihai Viteazul, adică pe
prieteni, să se lucrurile aia lucrător. Nu sunt în fază politică, vreau să fac joc de mat, dar nu aveți să-mi spune, ca să fac ce vă duce în taie ca lucru. Ideea era una foarte clară de eliberare a popoarelor ortodoxe din Balcani, care trăiau într-o mizerie teribilă, sub o ocupație groaznică, foarte agresivă a turcilor, de altă religie, care atunci când se supărau, exterminau ortodoxi, fără niciun fel de regret. Rai Viteazul este, va atras de această idee că ar putea să dea pe turci la o parte din Balcani, să intre în Asia Mare și atunci ce gândește că ar fi trebuit făcut? Să unească cele trei principale în felul acesta, având la dispoziție forța militară. Și aici trebuie să vă spun că dacă citiți tratatele de istorie militară, sunt tratate de istorie militară, de la Academia Militară, cine are acces la bibliotecă, să vă citim, dar s-au scris și ele, dar ceva ce spun și acum, tratate de istorie militară foarte interesante, spun chiar și cronicarii străini. Există de asemenea o colecție masivă de volume călători străini din țările române, se numește Comarea Mare Maria Romana, Dumnezeu Sfântă, care a pus la dispoziție texte ale călătorilor străini din țările române de anul secole. Și ce spuneau despre români? Românii sunt militari de netrecut. Rămâse străini cu treaba asta. Le plăcuseră străinătății, plăcuseră ceea ce plăcusește Macela, ceea ce plăcusește Bumblațe, pe Jucai, Viteazul, la personajul contemporane. Cei la 1450 de la Academia Constantin Omorului, la 1600, nu era foarte mult la nivelul istoriei. 150 de ani nu înseamnă foarte mult, la nivelul de cheț mare, dar la nivelul istoriei înseamnă foarte puțin. Conștiința și memoria funcționează foarte bine în istorie. Și își aminteau foarte bine aceste personaje extraordinare. Să ne amintim că Papa îl felicita pe Ștefan cel Mare după victoria de la Podul Alb. Învinsese cu Mahomet, care nu fusese învins de nimeni niciodată până la moartea sa. Ori în cronicile turcești, știți că nici nu se pomenește de această victorie, era interzis să se vorbească de această pierdere uriașă pe care Ștefan cel Mare îl produsese turcilor. Se declanșează mișcarea cu părinților lui Viteazul, a trebuit de septembrie să se ducă la
scape de dușul din Europa, să asigure o libertate a credinței ortodoxe pentru o zonă care fusese atât de înfărătoare, ce fusese Bulgaria, Constantinopol, Serbia, ce minunății produsese ortodoxia în aceste vremuri. E bine, n-a reușit, de păcate, soarta a fost nefastă, o conspirație a dus la uciderea lui, deja cunoaște, în august 1601, își pierde capul, este ucis Bișărește și ideea de unire avea să fie adăcinată în memorie, întotdeauna în memoria României. Așa, cât îl vedem, în 1948, dar aici trebuie să spunem, că toți suntem în această perioadă medievală, că mai avem o unitate spirituală, dar aminte, această unitate este articulată și prin unitatea noastră spirituală. Păi, cartea care se tipărește în limba română și suntem singura țară ortodoxă care are carte în limba națională. Grecii au texte turcice, greacă, veche, nu le înțelege nimeni. Azi, ca și cum, s-ar vorbi nouă în daci, în dată, dacă ai gândit că ar fi fost mai înțeles că vorbim astăzi, dacă știi cum a arătat această limbă. Slav, bulgari, ruși, sârbi, au o limba sârbă, veche texte. Deci nu au o limba națională, dar ei mai înțeleg, slavă o înțeleg, ca să vezi slavă sau rusește, e bine să știi pe una din ele și atunci o descoperi și mai multe cealaltă foarte bine, de seama. Dar la grec și cum, greacă, pentru total diferită de greacă nouă. Oamenii popor nu înțeleg. Deci să duc acolo să asculte muzică ca și cum eu ascult muzica arabească, dar nu înțeleg nimic. Ori românii au făcut acest efort, iată de câte veacuri, început de la Corezi, trecând prin Noul Testament, la Mărgărea din 1648, dar la Mărgărea lui Ștefan, Biblia de la 1688 și numai este de momentele mari, foarte mari, sincolo, începe să se tipărească aproape doar în românește. Ori asta, vă spuneam, ce unește o nație? Ce dă culoare unei națiuni? Este limba și credința. Exact asta s-a întâmplat. Limba exprimată sau credința de exprimată în limbă. Ce erau primele cărți? Erau cărți de cult. Nu erau urmare de proastă. Erau cărți de cult. Credința exprimată în limbă. Asta a produs unitate. Cărțile astea au circulat. Uneori pe căi foarte ocolite pentru că la granițele muntoase spre Transilvania, Transilvania, acolo puterea calvină, general și catolică, căutau să nu lase să pătrundă cartea românească pentru că aveau interesul să rupă românismul ăsta, la lucrul ăsta. Deci a fost mare a istoriei. Pe România au rămas un lucru până la capăt, n-au trecut la altă credință. Au rămas așa că nici cum au fost în Transilvania în secte, au rămas la credința lor. Și atunci, când continuu valoare, este și tu, trimitea pe căi foarte ascunse cazanii s-au găsit aproape 400 de exemplare din cazanii românească lui Varlam, găsite din podurile bisericilor de la 1643 în place. Deci vă imaginați, erau efort puterii, Brâncoveanu trimitea carte, toți domnitorii trimiteau carte ortodoxă spre frații din Transilvania. De cum să nu se studeze rația? Să se fondeze noua ideologie a niște de unire. Păi, Mihai Viteazul, că nu putea să
acolo trebuie să ne ducem noi. Situația noastră trebuie să fie de mie. N-am putut să o fac în Vacoșul. S-a întâmplat peste câți ani? În 1859, 11 ani, da? Deci de la 1849 înseamnă 11 ani. Repede, pentru un deceniu, a prins totul această chestiune. Da, câtă vreme, iată, câte secole durase prepararea acestei idei, dar ea a fost făptuită la 5 ianuarie, de exemplu, 24 de ani, de prin alegerea unui secol. Domnul aici au fost mari scandaluri politice. S-a întâmplat nici aici foarte ușor. Dar a fost o elită politică la vremea respectivă, care nu știu când va mai exista. Nu știu. Mi-e teamă că nu o să prind, deși nu sunt foarte vârstă. O elită politică care a văzut strict interesul țării și care a acționat doar în interesul țării, pentru că și atunci au fost, repetă, domnii din Moldova, Teodor Balș, noi erau domni, erau lupțitori de domni, se numeau Cai Macar, Teodor Balș și cu Nicolae Vocorile, erau antiunioniști, împotriva ideii de unire. De ce? Pentru că erau în spatele lor se aflau ambasadele Austriei, în special. Austria a fost întotdeauna împotriva ideii de unire. Nu convenea. Din motive economice. Se poate detalia foarte mult, dar nu voi insista asupra motivelor economice, sociale, fiecare și-a venit interesul lui. Faptul că puteau să piardă niște colonii din care se alimentau aproape gratis, dar și-a fost care lucrurile, dar tot o fel de epocă de aia este. Acum, ideea este că toți aceștia și aveau de interese. Știți, țările mari, nu vă spun eu noutăți, dați-le țările mari, dau bine, ci doar interese. E foarte clar. Cine crede că vin alții de afară mai puternici și se mântuie pe crește, să și la mare. Interesul era cum poți să iei cât mai grâu de aici, sau cum poți să iei câte bogății are țara asta și a avut, sau să pare că se mai termină. Asta era interesul de pentru care nu existau apetențe mediilor politice străine. Atunci, dintre acestea, erau foarte mari influențe asupra caimacarilor din Moldova, în general. În țara românească, situația a fost diferită, pentru că Alexandru Ghica, de aici, era un unionist caimacarul de țara românească. Dar domnul a fost, într-adevăr, favorizat de și niște evenimente care se întâmplaseră după războiul Crimeei, care se încheie în 1856, se ajunge la Comunitatea de Pace la Paris, și acolo se pune problema pentru că lucrurile în Europa evoluau într-o direcție, erau foarte interesat de urmări ce se întâmplă în Europa. În 1860 avem unirea Italiei, regatul în Italiei, încercă mișcările de unire. Deci nu erau nici chiar foarte întâmplător. Lupta asta venea pe fondul unor alte încercări care deja se întâmplau, vreau să se întâmple, poate și după noi, în Europa. Deci este un lucru de acesta de conturarea națiilor, de conturarea națiunilor, după limba pe care o vorbesc, după religiile lor și așa mai departe. Și aici am avut un timp foarte bun. În 1856 se conturează la tratatul de la Paris această alternativă de unire a celor două principate, speculată imediat de terminul politic românesc. În 1857 se instituie primele guverne ad hoc, adică primele parlamente din cele două țări, Iași și București. Din păcate, aceștia din Moldova, Vocorile, falsifică alegerile, iată de pe linii 900, falsifică alegerile și se scandalizează toate mediile politice străine. Turcia urmează alegerile și în 1858 se fac alegeri foarte corecte, în așa fel încât președinții, vă spuneam puțin mai înainte, președinții de adunare ad hoc ajung cine? Mitropoliți ucrăniști din Moldova și țara românească, Sofronie Nicrescu și Nifon în țara românească, Sofronie Nicrescu în Moldova, care erau unioniști în sânge, aveau în genă ideea de unire, de cum să mai bine biserica această idee. Era de la ea poate această idee. Și ar fi fost de mai mult ca mitropoliți să fie pentru o idee de unire. Tot ne unim bisericii ăsta pe care este. Nu militează pentru unire. A militat în spie. Există niște scrieri foarte frumoase despre unirea și frumoase de ei, al Lofiț Grimari, sunt autori mari la care se scrie, director de seminar, un profesor mare, autor de prime manuale din teologia românească, care veneau să vorbească foarte bine și articulat despre frumoasele unii. Și se realizează această unire prin un artificiu politic, în așa fel de la 5 ianuarie, divanul unește pe Cuza la Iași, Dom, și la 24 ianuarie, în țara românească, numește pe același Cuza. Evident că n-a convenit nici turcilor, nici altora.
2018, peste decizia noastră. În 1918 deja începusem această scrisoare, deci în 1918 lucrurile erau deja foarte bine concluite, așa încât în 1915 Titulescu ce spune, Marii Titulescu? Păi România nu poate exista fără Ardeal. Era o conștiință coordonată în tot felul politic și cultural la vremea respective. Ca să mi se spui acum că Transilvania nu și-a dorit Dorin Unirea, a fost o mare tulburare provocată de cartea Domnului Boia, acum 2 ani, tot așa despre al doilea război mondial, în război mondial, și acum a apărut o altă carte în jurul Marii Unii, că nu și-a dorit Transilvania, nu și-a dorit Unirea. Deci este o aberație, dar nu merită, trebuie să poate susține pe nicio cale, nici documentară, nici sentimentală. Este un lucru pe care l-au făcut. Lucrul acesta a fi un istoric care s-a format și care crede la Cluj. Mă rog, da. A fost multe discuții. Vă cunoaște frate da, lumea. Da, da. Nu, astea sunt... Da, eu dau niște lucruri, pentru că vreau cu nume, de instituții vreau cu nume și vreau să spun că trebuie cum există aceste aserturi astăzi. Avem datoria lui pe oamenii ai bisericii și ca oamenii ai bisericii ortodoxe, nu oameni de biserică în sensul de clerici, ci care din asta fiind niște apostoli, după ce plecați din care de la liturghie, încerc să învățau să știm, o să spui astea, sunt niște idei forțe în istoria românească. Adică nu mitizăm totul, pentru că are din o carte istorie și din conștiința națională. Istorie și din conștiința națională. Adică hai să vedem că multe s-ar putea să fie mituri, poate, cu mine. Mai nu să fii serios odată să înțelegem lucrurile astea, pentru că nu pot să fie mituri niște idei forțe, ideea că Mihai Vitea zulește. Și iată ce vă spuneam în ungur, îmi pare rău că n-am adus textul cronicarului ungur care vorbește extrem de laudativ la adresa de Mihai Viteazu și care indică ideea că transilvănenii erau conștienți că sunt același neam și limba și sunt cei de la sud Carpaților. Doar ce vrei mai mult la 1600? Pentru că se spune deseori că nu putem vorbi deocamdată până la 1800 de se poate vorbi de conștiință națională. Ea exista. Tot Domnul Boia, o carte recentă, spune cercetând arhive foarte serioase, deci foarte bine, foarte deci dincolo de aia citesc, e genial, un scriitor, zice, da, dacă stăm să analizăm ideea de minorități, păi la un se pare că el chiar era majoritatea țara noastră, în care avea majoritatea lui, în cei care aveau majoritatea cei la cum arătau atunci, înainte de mânii, de controlarea națiilor, cum sunt ele acum ca țări, de fi de evrei, au și în Europa, să știe. În Polonia erau foarte mulți evrei. Pe Hitler ce-a făcut? Ce dezastru a produs cu Polonia? Da? Chestiunea asta cu ideea că nu putea să fie o unitate națională. Nu era pentru că majoritatea a fost peste 80% românească în toate principatele. Aici este o chestiune pe care nu se facă mulți. Nu poți să nu ai conștiință și de unitate națională când tu ești majoritar acolo, nu se poate să nu există. Nu se poate, este împotriva firii, așa ceva. Deci orice scris meșteșugit și articulat în felul ăsta, cade dacă stăm bine, dacă stăm strâng și judecăm bine. Așa. Deci, și ei vă spuneam că în 1918 de tine este că au vrut-o de ambele părți. Unirea s-a dorit, Dumnezeu spuneam deja că fără Ardea nu se poate, este o acțiune fenomenală. Este trimis o comisie la Iași în 1916, guvernul se exilase la Iași, pentru că fusese partea studii ocupată de nemți și s-a retras guvernul la Iași. La Iași, iată, la ambasadele și toată lumea politică străină, cine? Nicolae Nicolae, mare profesor și mare mitropolit, mitropolit, ia legătura și se dă ok, se dă lumină verde pentru unire. Transmite lui Vasile Goldiș, după ce, vai da, voi vor, să vedem, și mai târziu să mă mai pierd la minute, transmite la Vasile Goldiș în octombrie, la noiembrie, atenție, trebuie urgent să procedem la această acțiune. E momentul, s-a primit întâmplător pe toate ambasadele, pe un întâmplător președintele mesaj și vorbim acum, cum spunea dumneavoastră pe mine, au mai fost și alții chemați la diverse emisiuni și au spus că a fost un comunicat foarte interesant al președintelui Americii din 1918, Woodrow Wilson. Vis-a-vis de unire și felicitau țările pentru unirea lor. Foarte interesant, deci americanii erau foarte
foarte prezent și atunci. Chiar dacă, mă rog, a trebuit să plătesc cu doi mondial să se modernizeze, ei foarte bine, l-au făcut rapid. Și atunci s-a produs urmărea la Bahia, 1 decembrie, de fapt pe câmpia lui Horea, în apropiere de Alba Iulia, unde se strânsese 100.000 de români, unde mai strângeați 100.000 de români? 100.000 de români, vă imaginați, care erau acolo, păi cu asta ei, că exact ce spuneau ăsta, să vă să ne să chefuiască și să bea. Erau animați de sentimentul național, nu veneau așa de mulți. Erau atât de proști că se gândesc cu țara, cu restul țării, încât la 1 decembrie se gândește un ideal de treabă al românilor. După ce să nu uităm pasăra de amarie făcut acest gest, și Bucovina, până în noiembrie, 27 iulie, cu ei zile înainte de Marea Comunii de la Alba Iulia. O să mai auzim că nici Dobrogea nu prea avea istorie comună cu Dobrogea, tot acolo cu cărțile astea. Ori aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că ne stăpăm singur groama. Noi suntem o nație veche cu cuvântul ăsta. Suntem o nație cu o cultură extraordinară și nu degeaba v-am spus, singura nație ortodoxă cu cărți în limba ei, în biserică. Deci, de cât de vreme ori s-a întâmplat cu acesta, n-au putut și n-au avut curaj. Ceilalți, grecii, bulgarii, rușii, sârbii, suntem siguri că și asta suntem foarte mulți. Chiar dacă mi se pare că suntem răi astăzi, într-adevăr, nu e un duh de rău, este, dar noi ne punem în biserică tocmai pentru asta, să încercăm să ne punem noi și să schimbăm de aici, încolo, societatea. Pentru că veți vedea Dumnezeu va da semne, o să ne lasă mult așa, cu propovăduiri de tipul ăsta secularistă, cu homosexualitate și cu câte și mai bine. Nu o să ne lasă mult așa. O să ne săturăm și o să se sature, de fapt, cei care ne propovăduiesc. Cum s-au săturat de comunism. Asta e. S-au săturat și au mai dat altă formă de neomarxism. Deci se vor sătura tot ei, tot de acolo. Da? Religiosul creștin ortodox și-a păstrat calmul lui, a venit la biserica lui. El e crește în continuare că e o nație cu o dată la Iași, o dată la Chișinău, cu Ușani și cu cei de patrarea Tibocului, că tot români sunt și acolo. Spunea că limba definește granița în țări. Este, trebuie să recunoaștem lucrurile acestea și trebuie să fim conștienți de cultura proprie pe care, pentru care au luptat toți acești oameni, toate aceste bani. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru Părinte profesor, Părinte profesor, Părinte